În videoul de astăzi vreau să deschid împreună cu voi noul calendar advent de la Catrice. Acesta este, eu l-am luat de la DM și am și o surpriză pentru voi la final, așa că rămâneți până la final să vedeți despre ce este vorba. Mie îmi plac foarte mult produsele cosmetice de la Catrice, mi se par foarte calitative și foarte bune ca și preț. Iar în calendarul acesta advent avem 24 de produse cosmetice pentru fiecare zi până în 24 decembrie. Milan e aici cu mine, deci dacă mai auziți voce de copil, să știți că el m-a acompaniat astăzi la acest unboxing. E foarte curios și el să vadă ce e înăuntru. Din câte am văzut, Catrice a scos anul acesta 4 sau 5 calendare advent. Toate sunt sub forma asta, calendar advent DIY, ceea ce înseamnă că tu ai produsele în interior și câteva pungulițe și tu le împachetezi singur cum ar veni și îți pregătești ori ție, ori ca să faci cadou pungulițele pentru fiecare zi. Văd că nu este nicio poză aici să vă arăt, dar îl desfacem imediat și îl vedeți. Ce vreau să zic este că există calendarul acesta în mai multe culori, iar conținutul este diferit. Pentru fiecare magazin care vinde acest advent calendar, există o altă culoare, deci un alt ambalaj și alte produse. De exemplu, eu l-am cumpărat din DM. În DM se găsește calendarul acesta roșu. Mai este unul parc albastru închis la Rossmann, la Müller este altă culoare, cred că sunt vreo 4 sau 5 variante. Eu l-am luat pe acesta și sper să fie fain. Aici pe lateral se văd un pic și produsele, dar o să le desfacem împreună și o să ne uităm exact care-i treaba. Haideți să îl desfacem, să vedem ce se află în interior. O veni și Milan aici să vadă. Îți arăt, da. Așa arată cutia, sunt pachetate într-o folie. Asta? Da, uite, aici avem toate cifrele, numerele, de la 1 la 24, poftim. Auri. Milan, avem nevoie de ele, te rog, nu le dezlipi. Da, da, sunt pentru pungulițele astea, te rog să nu le deslipești. Aici avem pungulițele în care putem ambala fiecare produs. Și cred că se închide pungulița, pliculețul cu stickerul acesta cu cifra. Iar în interior aici, văd că nu sunt ambalate individual, sunt toate produsele. Am văzut la cineva și mă bucur că nu e și cazul meu că era spartă o paletă, tocmai din cauza că sunt toate aruncate așa la un loc. Cu transportul și așa, posibil să se mai spargă din ele. Haideți să le luăm pe rând și să vedem ce conține calendarul acesta de advent. O să le iau pur și simplu din cutie, nu e nicio ordine aici. În primul rând avem o pudră, Poreless Perfection Powder, nuanță universală scrie. E o formulă fără silicon, ultra fină scrie, n-am folosit-o până acum, dar sper că este bună. Se dezmembrează cutia asta, sper să nu pice toate lucrurile pe jos, ar trebui să le pun pe masă. Următorul produs este o mascara, All Round Mascara de la Catrice, evident, Ultra Black, Extra Volume and Length Curl. Așa arată mascara, este în ambalajul acesta mov, eu n-am mai văzut-o la raft. S-ar putea ca produsele din acest calendar advent să fie ediție limitată. Parcă așa am citit, nu 100% sigură, dar s-ar putea să fie și produse care nu se găsesc în mod normal la ei. Următorul produs, aici avem un fard de pleoape, eyeshadow, frosted bronze, așa. Așa și arată, este așa culoarea bronzului cu un pic de sclipici. Cred că e foarte fain pentru centrul pleoapei sau dacă vreți să faceți un look mai festiv. Apoi avem un lac de unghii, ce fain e nuanța asta. Ready Set Taupe se numește culoarea. S-ar putea ca produsele în calendarul acestei advent, că vă ziceam că există și diferite nuanțe de ambalaj, să fie de fapt aceleași, dar să difere nuanțele din interior, nu sunt 100% sigură. Apoi avem aici, nici nu știam că au produse din acestea de față, Acai Goji Vitamina E Energy Superfruit Protection Serum, un serum de față. Blue Light Protection. Nici nu știam că ai nevoie de așa ceva. E un ser cu vitamine care cred că merge foarte bine sub make-up. Apoi avem o paletă de farduri și asta arată foarte fain. Mauve se numește. Este nuanța 010 Glorious Rose. Are niște nuanțe reci, aș zice, deși astea primele. Un bej care merge foarte bine pe toată pleoapa, ceva cu un pic de sclipici, iar apoi niște nuanțe, toate sunt foarte purtabile și văd că are și niște highlighter, nu, asta e baza, scrie aici, și asta e un highlighter, cred că pentru interiorul ochiului. Eu nu sunt foarte mare guru make-up și când mă machez nu prea folosesc așa de multe farduri, dar
Mi se par foarte faine. Mai departe, aici avem un ruj roșu, ce fain. Power Plumping Gel Lipstick. Ar trebui să facă și buzile așa să pară mai voluminoase. Arată foarte fain ambalajul. Aici se vede un pic nuanța. Nu o să-l desfac, nu o să-i fac swatch-uri și vă povestesc imediat și de ce. Mi s-ar fi părut și culmea să nu existe un ruj roșu în calendarul advent. Mi se pare perfect pentru Crăciun. Apoi avem un... Aici cumva se mișcă... Oare așa trebuia să fie? Cred că da, cred că ăsta e doar un capac și de fapt de aici se deschide produsul. Este un gel reparator pentru unghii. Strengthening Ridge Filler Nail Repair. Așa arată, cred că este un produs cu care nu poți să dai greș. Apoi avem încă ceva de buze. Volumizing Lip Booster. Pare să fie un... Luciu, mai zice cineva Luciu în ziua de azi. Aici scrie că este mentolat, ceea ce explică și acest volumizing booster pentru buze. Culoarea mi se pare foarte ok, cred că merge pentru toată lumea. Hai să mai iau un ruj, că văd că sunt mai multe aici. Seamănă foarte mult, dar ăsta este un roz, nu vreau să-l deschid. A, uite aici, de fapt aici era nuanța, n-am văzut. Deci primul se numește Flower and Herb, iar cel de-al doilea ruj, dar și ăsta se numește Flower and Herb. Ce-s Milan? 0,20. Mă rog, asta era nuanța 0,40. Este un roșu și ăsta e 0,20. Un roz așa, dar pare foarte faină nuanța. Scuzați-mi unghiile, n-am apucat să mi le fac. Mai departe, am mai luat un lac de unghii. Se pare că același ambalaj, doar că este o nuanță diferită. Apoi avem o paletă de contur și highlight, contur, bronzer și highlighter, 3 steps, aici îți arată și cum să o folosești, interesant. Îmi plac culorile, mi se pare foarte faină și culoarea de contur, că e mai rece, și culoarea pentru bronzer. Apoi încă un lac de unghii, ce fain e nuanța asta. Este nuanța 116 Fly Me to Kenya. E un maro așa nisipiu, parcă. Apoi, ce-i batonașul ăsta? Un balsam de buze, pare să fie cu nuanță, Charming Rose. Foarte drăguț mi se pare ambalajul, cred că și culoarea e super faină. Și un balsam de buze mi se pare un must-have pentru perioada rece a anului. Avem un creion de sprâncene, Brow Definer. Aici văd un produs interesant, Hydro Depuffer Eye Serum, un serum de ochi. Văd că are o biluță din asta metalică. Și aproape că am terminat, mai avem doar câteva produse. Hai să mai luăm un lac de unghi, că văd că sunt 4 în total. Asta este o nuanță foarte faină de roșu, dar nu un roșu clasic, e spre portocaliu, oare cum se numește. Bring Me to Morocco. Tot așa, o nuanță caldă. Apoi mai avem un blush foarte fain și ăsta cred că e un produs pe care îl găsiți la raft. Nuanța este 020, It's Wine O'Clock. Îmi place și numele. Așa arată, par să fie mai multe nuanțe și tu când intri cu pensula se amestecă cumva, dar pare foarte fain, nu e nici prea roz, nici prea portocaliu, cred că merge pe multe nuanțe de ten. Am mai găsit un creion interesant, care am crezut că este pentru interiorul ochiului, fiind așa alb, dar nu, este pentru buze, un plumping lip liner scrie. Foarte interesant, n-am mai văzut, dar face sens că linia ta naturală, unde se termină buza, este mai deschisă, atunci cumva poți să păcălești, cred, cu genul acesta de creion. Ultimul lac de unghii, de fapt nu e lac de unghii, uite, m-am păgălit. Long Lasting Matte Top Coat. Este un top coat mat pentru unghii. Poți să te dai cu orice lac vrei, chiar și unul din calendarul acesta advent. Pui un strat de top coat din acesta mat și transformă lacul de unghii obișnuit într-unul mat. Apoi mai avem încă un Volumizing Lip Booster. Pare să fie din aceeași gamă cu cel pe care vi l-am arătat mai devreme, doar că ăsta era... nude sau nu știu, poate nu are nicio culoare de fapt pe buze, iar ăsta alalt este un roz așa un pic, parcă cu un pic de sclipici. Mai avem încă un ruj sau ce e ăsta? Este un Glow Lip Balm cu aromă de watermelon, watermelon shine zice. Cred că are și miros de watermelon, da Milan? Super shin. Da, e foarte fain. Și este practic un balsam de buze glowy. Și ultimele două produse, mai avem un fard de ochi care sper că nu-i stricat, sper că așa e modelul. Blossom Berry se numește, ăsta este un pic mai roz, dar tot așa cu sclipit și cred că se pot face lucruri foarte interesante și cu el. Și ultimul produs este încă un ruj de buze, tot într-o nuanță
roz, dar e cumva între cele două. Acestea sunt cele trei nuanțe. Cea din mijloc e cea de care vă ziceam acum ultima oară. Prima nuanță este roșu și ultima este rozul acela pe care vi l-am arătat mai devreme. Acestea sunt toate produsele, nici nu le-am numărat, dar sper că sunt 24, toate produsele din calendarul advent de la Catrice și motivul pentru care nu le-am desfăcut și nu le-am swatchănit, pentru că aș fi vrut să vă arăt și nuanțele așa în realitate, este că vreau să vi-l fac cadou. Deci unul dintre voi, una dintre voi, o să câștige toate aceste produse, eu o să ambalez calendarul, deci o să-l fac ca și cum l-aș face pentru o prietenă, o să pun fiecare produs într-un pliculeț și o să lipesc cifrele, numerele pe pliculețe și voi nu o să știți exact ce e înăuntru, chiar dacă ați văzut videoul acesta, nu o să știți în fiecare zi ce surpriză vă așteaptă. M-am tot gândit cum să fac giveaway-ul acesta și am ajuns la concluzia că trebuie să-l fac pe Instagram, dar o să existe posibilitatea să participați și dacă nu aveți Instagram. Aș fi vrut să-l fac pe YouTube, sincer, doar că pe YouTube eu nu vă pot contacta. Deci dacă îmi lăsați un comentariu, eu nu pot să vă trimit mesaj privat, nu pot nicicum să intru în contact cu voi decât să vă dau reply, deci să vă răspund la comentariu. Și nu toată lumea vede acele răspunsuri. Iar atunci m-am gândit să-l fac pe Instagram, acolo vă pot trimite și mesaj, dacă ați câștigat pot să vă dau tag, deci e mult mai ușor să contactez pe cineva. O să vă las, nu știu dacă pe ecran, pentru că nu știu dacă am postat încă giveaway-ul, dar în orice caz sub video o să găsiți un link care vă duce la postarea cu giveaway-ul, unde puteți participa. Dacă aveți Instagram, este și mai simplu, puteți să participați direct acolo și o să găsiți în postare exact ce trebuie să faceți ca să intrați în concurs. Dacă nu aveți Instagram, știu că sunt câteva fete care sunt foarte active și mi-s foarte dragi, comentează la fiecare video și mă bucur foarte mult și mi-ar plăcea să poată toată lumea să participe. O să vă rog să-mi lăsați un comentariu aici sub videoul acesta în care să scrieți ceva, orice, că vreți să participați dacă nu aveți Instagram, de exemplu. Și vreau să vă rog să fiți foarte atente atunci când anunț câștigătorul, pentru că o să vă răspund tot aici, în comentarii. O să vă răspund la comentariul vostru, practic, dacă ați câștigat. Și vreau să fiți pe fază, pentru că mi-ar plăcea tare mult ca persoana care câștigă să și ajungă în posesia premiului, să nu trebuiască să aleg un alt câștigător. Acum mă uit un pic pe calendar să văd cât să lăsăm giveaway-ul astfel încât să ajungă coletul la voi, să-l aveți deja în 1 decembrie când trebuie să deschideți primul pachetel. Ce mai vreau să menționez este că puteți participa de oriunde din Europa, eu o să trimit coletul oriunde sunteți. Acum știți și de ce n-am desfăcut produsele, pentru că vreau să rămână intacte pentru voi, să vă bucurați voi de ele. Dacă vă interesează să cumpărați calendarul advent, nu știu exact, parcă l-am văzut la Douglas în România, la DM, pe site cel puțin nu era din câte am văzut. Poate s-a vândut deja și de aia nu mai este. Mie mi se par foarte faine produsele din calendarul acesta. Mi se pare că în multe alte calendare advent m-am mai uitat așa un pic ce mai există și la conținut. Există foarte multe produse de umplutură, cum ar fi stickere, nu știu, pentru unghii, pietricele pentru față. Înțeleg că au și ele rolul lor, dar nu este ceva, cel puțin pentru mine, ce aș folosi zi de zi și am vrut să fie un calendar cu produse care sunt chiar utile și care chiar se pot folosi și mi se pare că, acest calendar chiar are produse și nuanțe care pot fi folosite zi de zi. Deci dacă vă interesează să-l cumpărați, să-l faceți și voi cadou sau pentru voi, mi se pare o alegere foarte bună. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă înscrieți la concurs, vă mulțumesc foarte mult cu ocazia asta și pentru toate comentariile și like-urile și tot ce faceți să mă încurajați sau să, nu știu, să fiți aici alături de mine, pentru că până la urmă nu vorbesc singură, din fericire. Bun, cam atât pentru astăzi. Noi ne auzim în următorul video și vă țin pumnii.